Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara, bine v-am găsit! Astăzi vă provoc să ascultați o discuție despre un subiect care, așa cum mărturiseam invitatei mele, mă atrage de multă vreme. Nu știu de ce, pentru că nu știu aproape nimic despre Kabbalah, pentru că despre asta o să vorbim, dar ceva acolo, nu știu de ce, mă atrage spre Kabbalah. Cred că invitata mea de astăzi, care nu este alta decât Adina Moldoveanu, pe Adina am văzut-o la un summit de spiritualitate, în care a vorbit exact pe subiectul ăsta și a vorbit despre mai multe lucruri, dar acolo a mers discuția spre Kabbalah. Mi-a plăcut foarte tare felul cum a vorbit, felul cum a prezentat această, cum o numește ea, tehnologie ancestrală pentru suflet. Și am zis, gata, mă invit la Câte lună și stele să stăm la o vorbă și să aflu mai multe și eu, dar și dumneavoastră, despre această știință. Bine ai venit, Adina. Pare tare bine că ai acceptat invitația mea. Și bine îți mulțumesc pentru disponibilitate. Este o mare onoare să fiu aici și alături de arădeni. Nu numai arădenii ne urmăresc, o să vezi și tu, că la un moment dat suntem vizionați și din mai multe orașe din țară, chiar și din străinătate. Sunt oameni care rezonează foarte mult cu emisiunea și cu temele pe care le propunem, așa că suntem alături de foarte mulți oameni din toate colțurile lumii. Mă bucur tare să se întâmple asta. Înainte de a vorbi despre Kabbalah, știu că îți place, știu că ești pasionată și te-am auzit cum ai vorbit despre această știință. Asta ar fi probabil prima întrebare. Este o știință sau este o știință pură sau o știință mistică? Dar până atunci vreau să ne vorbești puțin despre tine. Să le spui celor care ne urmăresc, cine este Adina Moldoveanu? Cum a ajuns să fie cumva captivată de Kabbalah și ce a făcut până în acel moment? Ar fi multe de spus, ar trebui să stau 2 ore numai să vorbesc despre mine, deși nu obișnuiesc să vorbesc despre mine. De obicei alții vorbesc despre mine, dar așa pe scurt, ca să mă cunoască poate mai bine telespectatorii, lucrez de 30 de ani în domeniul dezvoltării personale. Am început inițial cu ce se făcea acum 30 de ani, nu se făceau foarte multe, și m-am dezvoltat, am învățat pe parcursul timpului. Am învățat și printr-un business pe care l-am desfășurat și care mi-a oferit o oportunitate foarte vastă de a cunoaște oamenii și de a vedea nevoile lor. Asta m-a interesat întotdeauna și asta am văzut și am simțit că este misiunea mea. Mai mult decât atât, în momentul în care, în criza trecută, în 2009-2010, am vândut firma, mi-am dat seama că este momentul oportun ca să mă ocup exclusiv de partea aceasta, adică să nu merg în paralel și să fac mult mai multe pentru oameni. În felul acesta am început să mă duc și pe afară, dar și în țară. Am învățat diferite sisteme, pornind de la Reiki, Karuna, Shambhala, radiestezie, Melchizedek, sunt atât de multe, până am ajuns la un moment dat, trecând și prin perioada hristică și prin cea budistă, am ajuns să mă întreb, ok, undeva ar trebui să fie rădăcinile sau răspunsurile la diferite întrebări pe care atât eu cât și oamenii care îmi veneau la cabinet le puneau. Și tot căutând, mi-am dat seama că eram pasionată de domeniul Kabbalah de mai mult timp, prin prisma business-ului, pentru că am avut câțiva parteneri de afaceri care practicau Kabbalah, dar cumva mi-au spus că sunt femeie și că nu am șansa să fac așa ceva și mi-au pus așa cumva un stop. Dar eu nu m-am lăsat, pentru că am simțit în adâncul sufletului meu că acolo voi găsi mai multe răspunsuri. Și asta s-a întâmplat în momentul în care m-am dus într-un concediu în America și pur și simplu am
Am băut o cafea în fața Universității Kabbalah. Când mi-a ridicat ochii și am văzut că era chiar lângă locul unde beam în mod normal cafeaua, am zis, wow, asta este un semn de la Dumnezeu și am nevoie să intru acolo să văd mai mult despre ce e vorba. Și nu mare mi-a fost surpriza să văd că m-au primit cu brațele deschise. Așa cum am scris și în cartea mea, Dieta Minții are un capitol special despre Kabbalah. Acolo s-a produs un click, acolo mi-am găsit foarte multe răspunsuri și îmi găsesc în continuare, pentru că aceasta nu este o știință care se studiază într-o singură viață, așa cum mi-a spus rabinul ce mi-a făcut interviul, ci chiar asta mi-a spus, ești conștientă că nu e prima viață în care studiez Kabbalah. E, în momentul ăla nu eram atât de conștientă, dar cu timpul mi-am dat seama. Și tot cum dânsul a spus, ești conștientă că pe măsură ce înveți mai mult, îți dai seama că știi mai puțin. E, asta am realizat cu timpul și încă studiez și încă îmi dau seama că știu atât de puțin. Hai să revenim la întrebarea pe care mi-a venit viată în minte atunci când te prezentam la început. Ce este de fapt Cabala? Este o știință pură sau este o știință mistică? Sau ce este? Este o știință pură mistică. O, ce mișto, ce tare, bun, bun, bun. Explică-ne. Da. Sunt foarte multe de explicat, dar hai să pornim de la ce înseamnă Kabbalah, de fapt. Te rog. Înseamnă, în traducere liberă, ca să spunem așa, o tradiție primită. E, exact despre asta este vorba. Este o disciplină și o școală de gândire ezoterică care își are originea în iudaism, dar în acea parte a iudaismului, cum spun ei, elevată, adică a oamenilor care stau și studiază și caută să găsească și să decodifice, de fapt, Tora în cartea care se numește Zohar și care este cartea de căpătâi a Cabalei. Bun, că și despre Zohar aș fi vrut să te întreb și chiar te întreb. Și mai vreau să mai ne povestești puțin și despre, dai puțin să văd unde mi-am notat, că eu am fost foarte cuminte și mi-am făcut lecțiile, despre copacul vieții. Da, copacul vieții este evident o parabolă. Este o parabolă ce evidențiază arborele sefirotic și care ajută pe cei care studiază această parte din Kabbalah, pentru că Kabbalah este o știință foarte vastă care conține mai multe științe în ea. Așadar, cei care studiază această parte au diferite nivele de elevare spirituală, pentru că fiecare rămurică din arborele respectiv are câte un aspect al nostru pe care îl avem de corectat în această viață. Super, super. Te-am auzit vorbind am găsit la tine pe YouTube și chiar invit pe cei care ne urmăresc să intre pe pagina ta de YouTube. Ai acolo tot felul de, nu știu cum să le numesc, workshop-uri, nici nu știu ce denumire să le dau, Da. pe diverse teme, nu numai despre Kabbalah, dar cred că toate au, că eu n-am apucat să le văd pe toate, dar cred că toate au un pic legătură cu Kabbalah. Și acolo ai vorbit despre cele 13 principii din această știință. Eu mi le-am notat pe toate, nu o să avem timp să vorbim despre ele, că sunt 13 și, da, într-adevăr, în prezentarea ta de atunci, cumva le-ai acoperit pe toate în vreo 15 minute. Dar eu n-am la dispoziție decât 50 de minute să stau de vorbă cu tine, așa că nu o să să vorbim despre ele. Da, mi-au plăcut foarte tare alea care ziceai tu că sunt esențiale și mai ales principiul 1, care spune că să nu credem nimic din ce auzim, ci din ce aflăm, ci să experimentăm. Foarte mișto. Și mi-a plăcut foarte tare pentru că nu e prima dată când aud asta, dar nu sub forma asta. Așa că îmi dau seama cam de unde e rădăcina acestei expresii și acestei învățături. Ce mi-a atras foarte tare atenția, uite, la principiul 2, în care spui că există două realități, lumea noastră, acelor 1% și lumea ținutului, adică, da, și ținutul luminii, acelor 99%. Aș vrea să ne povestești cum vine asta, adică cum să înțelegem noi acest lucru. Să înțelegem că realitatea noastră, cea în care ne desfășurăm în viața de zi cu zi,
și în care trăim majoritatea dintre noi, este acel 1%. Asta scrie și în cărțile sfinte din Kabbalah, asta scrie și au explicat marii cabaliști ai vremilor, dar bineînțeles că este foarte mult de studiat aici. Ei definesc realitatea noastră perceptibilă în acel procent de 1% și 99% din ceea ce nu este disponibil pentru toată lumea, ci este disponibil numai acelor care studiază și care înțeleg acest râm metafizic, ca să spunem așa, în care, de fapt, totul este posibil. Și nu vorbesc utopic aici, chiar totul este posibil. Există și un concept în Kabbalah, mind over the matter, adică mintea dincolo de natură și de materie. Și tocmai de aceea sunt foarte mulți cabaliști, cum a fost și Einstein, cum a fost și Michelangelo, și foarte mulți, nu-mi vin acum în cap câți au fost, și pe care noi îi știm din cu totul alte domenii, dar ei în spate au avut această cunoaștere de unde și-au revelat adevărurile acolo în știința lor unde lucrau, unde aveau nevoie ca să vadă ce este dincolo de realitatea noastră fizică palpabilă. De asta ei împart această realitate și în arbole vieții, că tot am amintit de arbole vieții, Malhut, adică partea aceasta vizibilă se numește Malhut, realitatea noastră fizică, și cei 99% este restul copacului, ca să spunem așa. Și avem posibilitatea pe parcursul vieții să atingem cumva lumea asta a luminii, a ținutului luminii. Da, avem și exact despre asta este vorba în învățătura Kabbalah, de asta îi și spune o tehnologie ancestrală pentru suflet, pentru că noi în viața aceasta, că suntem conștienți sau nu suntem conștienți, de fapt noi am venit să ce? Să experimentăm diferite aspecte și să ne facem diferite corecții ale sufletului nostru. În momentul în care o să înțelegem asta și nu o să înțelegem că viața este despre a avea case, mașini și copii la o anumită facultate, așa, o să ne dăm seama că putem trăi viața dintr-o altă percepție și mult mai conștientă, de fapt. În momentul în care studiem și suntem în perfectă conexiune cu Lumina Divină, toate vin de la sine. Și aici pare un pic așa de neatins, dar este posibil. Și asta am făcut și eu. Nici eu nu credeam, și eu eram tocmai necredincios la început, dar cu ajutorul profesorilor mei sunt foarte recunoscătoare că mi-au deschis această ușă prin care, nu că mi-au demonstrat, că n-aveau nevoie să-mi demonstreze, ei știau, eu aveam nevoie să demonstrez că funcționează acest sistem și acest sistem de mii de ani, că nu e de azi de ieri. Și cu aceasta mi-am demonstrat atât mie cât și cursanților mei că se pot îndeplini lucruri aparent imposibile. De când ai început să studiezi și studiezi în continuare Kabbalah, care au fost schimbările majore din viața ta? Pentru că lumea probabil se va întreba, ok, încă o chestie pe care o aud, despre care nu știu nimic, na, la ce mi-ajută mie să mă apuc să studiez mai aprofundat așa această știință? La ce ne ajută Kabbalah? Ne ajută la foarte multe și, de fapt, una dintre întrebările pe care mi le pun majoritatea, pentru că, na, în România sunt majoritatea oamenilor creștini și eu sunt creștină, dacă pentru un creștin este ok să facă Kabbalah, pentru că lumea o percepe ca o religie, având în spate iudaismul, dar, de fapt, Kabbalah este deasupra dogmelor, este deasupra religiei și așa cum oricine poate să practice yoga, oricine poate să practice Kabbalah. Și exact despre asta este vorba și în masterclass-ul pe care l-am făcut la Life University despre cele 72 de nume al Dumnezeu, dar poate o să ajungem și acolo. Da. Pentru că ceea ce s-a revelat, de fapt, în ceea ce am făcut în Kabbalah și cum viața mea s-a îmbunătățit, este că am aflat, unul, care este corecția vieții mele și atunci am știut pe ce să mă focusez și cum și ce instrument am, pentru că față de alte științe,
Cabala îți oferă și instrumente, îți spune, uite, ok, așa ești tu construit, așa te-a lăsat Dumnezeu conform zilei tale de naștere, dar, uite, ai și un instrument cu care să lucrezi zi de zi. Și acesta te va ajuta să transcezi diferitele provocări pe care le poți avea în viața de zi cu zi și pe care toți le avem, nu-i așa? Da. Deci Kabbalah ne relevă cumva lecția pe care o avem de învățat în viață. Cineva spunea, nu știu dacă tu, dar cineva spunea foarte frumos că Kabbalah este antidotul haosului. Și mi-a plăcut foarte tare această formulare. Iar despre obstacole, despre piedici, despre tot ce ne vine în cale pe parcursul vieții, toate astea sunt cuprinse în acele principii de care ziceam la început. Și dacă cineva are curiozitatea să le caute sau să te asculte pe tine în acel workshop, veți vedea că foarte multe dintre ele o să vi se pare extrem de cunoscute. Poate că nu le-ați aplicat de-a lungul vieții, dar toate sunt foarte, foarte cunoscute. Mi-a plăcut foarte tare un principiu. Cred că principiul 4, dacă bine mă uit eu aici pe la mine prin notiță, în care suntem îndemnați să ne transformăm dintr-o ființă reactivă într-una proactivă. Asta tradus în alte cuvinte, să avem grijă la ce vorbim, când vorbim și să încercăm cumva să ne stăpânim. Și despre asta se mai vorbește și în celelalte principii. Îmi place foarte mult ideea asta, deși cred că faptul că nu-ți dai drumul la ceea ce gândești în momentul în care cineva te deranjează și așa mai departe, poate părea un fel de act de lașitate, adică, uite, n-are curajul să spună. Dar nu cred că e vorba despre asta. Nu, nu este vorba despre asta și chiar vorbeam cu una dintre profesoarele mele de Kabbalah, de astrologie cabalistică, este cu tot o altă știință decât suntem noi obișnuiți cu astrologia. Chiar am invitat-o să vină în România să țină o conferință pe această temă pentru ca oamenii să înțeleagă ce este în spatele acestei științe. Vorbeam și exact asta spunea, stăteam la masă și spunea, recunoști oamenii care sunt spirituali la această masă și prima oară n-am înțeles ce vrea să spună, dar m-am uitat într-adevăr. Sunt acei oameni care nu se repet să dea un răspuns imediat, nu doresc să demonstreze că ei sunt mai deștepți, că ei au dreptate. Sunt acei oameni care fac un pas înapoi și cugetă înainte să vorbească. A fi spiritual, exact asta înseamnă și exact asta am spus și în workshop-ul respectiv, a învăța, de fapt, să nu fii reactiv, să nu reacționezi impulsiv, atât în fața, poate, a șefului, a soțului, a copilului sau oricărei provocări îți vine în viață, ci a învăța să fii proactiv, dar din postura unui om care conștientizează de fapt ce va spune. Și aici, în Kabbalah, în tot Zoharul este presărat cu tot felul de pilde, așa cum să reacționezi, te învață practic cum au reacționat oamenii de-a lungul timpului și este fascinant să vezi, de fapt, care este formula prin care poți să depășești aceste momente în care ego-ul tău iese în față și spune, nu, spune tu, care e dreptatea, nu spune adevăr omul respectiv. Aici este o știință care se învață și se învață în fiecare zi, aș putea spune toată viața. Mă întorc acum la ce ai spus tu la început, întâmplarea ta cu facultatea de Kabbalah din Statele Unite și mi-am adus aminte că am auzit undeva că se studiază Kabbalah și în România, la București, cred că în cadrul facultății de filologie sau de litere, ceva de genul, dar ca și master. Și este o doamnă care vorbește foarte frumos, tot așa o găsiți pe internet dacă doriți să o ascultați, despre acest master. Este complet gratuit, din câte am aflat eu de la dânsa, ascultând-o. Și e foarte interesant și mi-a plăcut ideea. Adică uite că oamenii totuși sunt deschiși la cunoaștere, sunt deschiși la a învăța mai mult, sunt deschiși la a-și dori mai mult, de a pătrunde într-o dimensiune care aparent pare, nu știu, intangibilă.
Foarte fain, foarte fain. Și tot așa mi-a rămas gândul, eu te ascult și iau de la tine tot felul de informații care mi-aduc aminte mie de ce am văzut, de astrologia cabalistă. Cum se spune? Cabalistică, da, ok. Cabalistică. Fiecare îmi dorește, da, da. Da. Și mi-a plăcut, cred că tu ai dat definiția asta, din nou, nu mai știu, că m-am da, tot îndurcit. În summitul de spiritualitate, da, 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 am povestit. Așa, acolo, ai spus ceva că este vorba despre relevarea conștiinței în diferite constelații cosmice. Și tu ai vorbit acolo, și o să te rog să ne spui acum câteva cuvinte, că a fost foarte interesantă ideea, că acum suntem într-o constelație cosmică mai deosebită. Și la ce ne folosește cabala ca să depășim momentul ăsta, care nu e chiar ușor pentru mine? Eu aș spune că este fascinant momentul, nu că e ușor, este fascinant pentru cine știe să-l perceapă în felul acesta. Este un moment de mari schimbări planetare. Este un dar de la Dumnezeu, dacă putem spune așa, pentru a ne împinge să evoluăm spiritual. Și asta demonstrează și cursanții care îmi vin, mai ales la cursul meu de mentorat ancestral. Sunt oameni care exact asta îmi spun. Care e următorul nivel? Ce putem face anul ăsta? Pentru că anul ăsta e de vibrație 7, da? 2023, 2 cu 2 cu 3 face 7. Deci e de vibrație 7. Ce putem face anul ăsta pentru a ne eleva spiritual și a putea trăi într-o lume în continuă schimbare? Cum putem să ne adaptăm? Pentru că este adevărat că după pandemie, mulți oameni, exact cum discutam și înainte de emisiune, au trebuit să se adapteze la noile condiții. E clar că viața nu va mai fi la fel ca înainte și sunt mulți care întâmpină tot felul de greutăți, pentru că nu-și dau voie să primească noul pământ, cum spune Eckhart Tolle. Și asta e relevant în momentul în care îți dorești, și asta e de fapt cel mai important, și asta se spune și în cărțile sfinte, în Kabbala, momentul în care tu pui în univers dorința ta, evident că universul o să conspire să-ți vină către tine resurse. Și resursele pot fi, nu vă gândiți numai la bani, dar și bineînțeles și acesta este o resursă, la oameni, la maestri spirituali, la conjuncturi care se creează. Exact. Pentru a face parte dintr-un grup din acesta de lucru. Credeți-mă că văd, chiar astăzi am mai înscris încă două persoane în programul meu de mentorat ancestral și sunt oameni de business care nu s-au gândit niciodată că le-ar trebui această parte spirituală astfel încât să-și consolideze business-ul. Și în momentul în care le-am explicat cum toți cabaliștii sunt niște oameni bogați, atât din punct de vedere material, cât și spiritual. De ce? Pentru că ei și-au pus bazele spirituale business-ului și familiei, astfel încât să poată să construiască sănătos, corect, pentru, cum spun ei, împlinire pe termen lung. Și mie asta mi se pare esențial și acum, în noua conjunctură cosmică, ăsta este punctul forte. Să căutăm o știință, o tehnică prin care noi să putem să depășim această perioadă și cabala este cea mai la îndemână pentru că oferă nenumărate tool-uri prin care putem să ne elevăm spiritual. Și unul este cele 72 de nume al Dumnezeu de care vorbeam. Da, o să ajungem și acolo. Dă-ne, te rog, un mic indiciu, dacă nu poți mai mult, de instrumente care sunt folosite, sau cum să le zic, în cabala. Sunt foarte multe instrumente. Eu în taberele mele chiar fac practică cu oamenii referitor la asta. De exemplu, avem la dawn, adică la zorii de zi, avem o meditație specifică ce se face pentru, îi spune, memoria sufletului, în care noi putem să accesăm memoria noastră ancestrală și să ne aducem în viața aceasta diferite abilități din alte vieți, astfel încât să putem să ne împlinim potențialul divin în această viață. Este baia de purificare pe care am făcut-o chiar și în mare, pentru că marea e sărată și bineînțeles că este propice purificării. Este minutul de aur în care, așa cum am scris și în cartea mea, îl putem folosi pentru
a ne scana numele lui Dumnezeu, care ne este specific ca și corecție în această viață, sunt foarte multe, am putea să facem foarte multe. Bineînțeles, sunt și pentru cei mai care studiază mai mult, în fiecare săptămână, exact cum este și la creștini, o porție din liturghie, și acolo este o porție din Zohar care se citește și nu numai că se citește, se interpretează și se iau lecțiile de acolo. Și atunci aceea o folosim pentru a ne eleva în acea direcție în săptămâna respectivă. Foarte tare, foarte tare. Dar hai să ne povestești puțin și despre cele 72 de numele lui Dumnezeu. Am început să mă uit, sunt multe, 72, și tu le iei pe fiecare și le explici. Și după ce ne vorbești puțin despre asta, aș vrea să mai ne povestești un pic sau să detaliezi un lucru care mi-a atras foarte tare atenția, că tu acolo în cursul ăsta de pe Life University ai și câteva exemple de practică. Adică ai două invitate cu care discuți și la care afli pe baza datei de naștere care este numele lui Dumnezeu Dumnezeu care îi corespunde și dai niște sfaturi. Mi s-a părut fascinant. Da, am găsit de cuvință ca să fac și ceva practic, pentru că oamenii, dincolo de teorie, evident că au nevoie să vadă cum se aplică în practică aceste instrumente, că de fapt despre asta este vorba. Și cele 72 de nume ale lui Dumnezeu, exact cum spuneam, este o tehnologie a sufletului, e o tehnologie ancestrală. Pentru prima oară, ea a existat dintotdeauna în cărțile sfinte, în Tora, dar nu a fost revelată decât de Moise prima oară, în momentul în care, împreună cu triburile de evrei, a ajuns la Marea Roșie și nu știa cum să treacă. L-a întrebat pe Dumnezeu ce să facă, pentru că dacă totuși le-a adus până aici triburile, este clar că misiunea lui nu s-a terminat aici. Și Dumnezeu i-a zis, zice, eu nu pot să te ajut, tu poți să te ajut singur, ai toate instrumentele necesare pentru a face asta. Și atunci ceea ce a făcut el, a început să ia fiecare nume al lui Dumnezeu și să-l reveleze. Cele 72 de nume al lui Dumnezeu, pentru că cei care nu știu, sunt cele 72 de aspecte ale noastre pe care le avem de corectat într-o viață sau alta și nu numai, sunt niște instrumente cu care putem lucra zi de zi. O să-mi spuneți cum există atâtea fațete ale lui Dumnezeu. Nu, nu este vorba despre ce crede lumea, ci despre ceea ce este. Este o parabolă, evident. Noi în sufletul nostru avem acel grăunte de muștar al lui Dumnezeu, acea scânteie divină, deci suntem făcuți după chipul și asemănarea sa și atunci, evident că noi, prin tot parcursul vieților noastre, avem tot timpul de corectat câte ceva, ajustat câte ceva, ca să putem să ajungem la nivelul acela de îndumnezeire, să fim una cu Dumnezeu. În momentul în care el a revelat aceste 72 de nume ale lui Dumnezeu, el a reușit ca să facă ceea ce nimeni n-a făcut până la el, pur și simplu să învingă partea, materia, acel malcut, acea realitate în care noi trăim, și să se conecteze la lumina divină cea mai pură, astfel încât să aducă aici, în realitatea aceasta, o altă realitate, acea pe care nu o vedem, cea metafizică, și ceea ce a făcut, exact asta a arătat, ce putere au aceste nume ale lui Dumnezeu să transceadă haosul, exact cum spuneam și mai devreme. Așadar, orice obstacol, fie că este fizic, pentru că bineînțeles că și acolo este o metaforă, în Zohar este relevat faptul că faraonul de fapt reprezintă ego-ul nostru și ceea ce a făcut el acolo, transcendând haosul, a învins ego-ul și a reușit ca să releve lumina pură. Am o curiozitate. Atunci când povestești despre fiecare nume al lui Dumnezeu, spui care este semnificația și după aia mai spui un lucru. Să ne gândim la semnificația respectivă și să scanăm numele lui Dumnezeu, care, mă rog, pre noi sau așa, de la dreapta la stânga. Cum se face asta? Da, scanarea, exact cum se face orice scanare, în străinătate asta e ceva obișnuit să scanezi, de exemplu, să contemplezi, poate e mai bine spus, de la dreapta la stânga,
pentru că așa se scrie în limba aramaică. Și cel mai important este să nu înțelegi neapărat semnificația, pentru că ele n-au o semnificație pură, acele cuvinte. Și mi-aduc aminte de o profesoară de-a mea de Kabbalah, pentru că eu eram un pic, mă simțeam așa că nu știu destul și vreau să învăț limba ebraică și mai ales cea veche aramaică pentru a înțelege mai mult din cărțile sfinte. Norocul meu a fost că înaintașii mei au tradus în limba engleză și atunci am avut acces la această cunoaștere, dar totuși, ajungând la cele 72 de nume ale lui Dumnezeu, chiar îmi doream să văd semnificația lor. Și m-a luat deoparte această profesoară foarte drăguță și mi-a zis, eram chiar în Israel atunci, făceam un retreat pe la toate locurile sfinte ale lor, pentru că acolo sunt înmormântați în sfat majoritatea cabaliștilor, este un loc sfânt pentru ei. Și bineînțeles că stând acolo mi-am dorit să știu mai mult și mi-a spus nu așa vei ști mai mult, pentru că în momentul în care tu vei învăța limba aceasta te vei conecta cu partea rațională, adică vrei vrea să vezi ce înseamnă. Asta este ei văzând când sunt eu născută cu ascendentul în fecioară, deci asta e un punct foarte important al ascendentului în fecioară, pentru că fecioara vrea să le știe pe toate și să despice firul în patru și să știe ea până la cel mai mic amănunt. Și zice, transcedeți această corecție, pentru că cu cât știi mai puțin din toată treaba asta, cu atât te conectezi de fapt la ce? La limba îngerilor, pentru că limba aramaică este limba îngerilor. Și atunci, aceste segule care conțin numele lui Dumnezeu, ele conțin literele respective, care pentru orice om sunt disponibile să fie, exact cum am spus, scanate sau contemplate de la dreapta la stânga, astfel încât să te conectezi la acea limba îngerilor și să poți să transcezi situația cu care te confrunți. Foarte, foarte interesant, bine că m-ai lămurit. Da. Kabbalah învață omul cum să gândească, nu ce să gândească. Da, așa este. Și mai mult decât atât, te învață de fapt și cel mai important, și asta vorbeam și cu profesoara mea de astrologie cabalistică, te învață nivelul de conștiință pe care tu să-l accesezi atunci când ai nevoie de rezolvarea unei situații sau alta. În astrologia cabalistică, nu numai că îți spune că stelele la nașterea ta au fost așezate așa și așa, și practic îți spune o ștampilă, uite, tu ești conceput așa și nu poți face altceva, nu, îți spune, uite, asta este un punct de zero de la care tu pornești și uite ce instrumente ai ca tu să te elevezi spiritual. În momentul în care înțelegi acest lucru, începi să conștientizezi, de fapt, diferite aspecte ale vieții tale și în funcție de cum sunt așezate planetele, bineînțeles că această stare de conștiință capătă diverse forme. Și mie asta mi se pare esențial, că mai mult decât astrologia, să spunem, tradițională, îți dă și niște puncte în care tu poți să-ți rafinezi conștiința. Mai vreau să te întreb, adică să detaliez puțin, care e faza cu zorii de zi și cu meditația din zori de zi? Pentru că e ceva specific, am senzația. Dar vreau să mă lămuresc acum. Da. Acum să ne aducem aminte și în țara noastră, din bătrâni, se culegeau plantele aromatice și cele tămăduitoare atunci când era bruma pe ele, când răsărea soarele, spuneam noi, dar de fapt erau zorii de zi. Zorii de zi, de fapt, este momentul în care apare pentru prima oară lumina în ziua respectivă. Și este diferit de răsăritul soarelui, chiar la o oră jumate diferență. Noi avem o aplicație unde vedem oriunde am fi în lume la ce oră sunt zorii de zi și atunci ne conectăm la acea oră cu această meditație extraordinară, care mie mi-a adus foarte multe beneficii. De ce? Pentru că m-a scutit să învăț mult mai multe lucruri în această viață, ci mi-a adus toate aceste abilități din alte vieți și atunci m-a ajutat să fac un shortcut, așa, ca să zic, către
cunoaștere. Toți cei de la Cabala, și profesori și practicanți, o fac, și tocmai de aceea mulți ziceau, da, da, să retape. Nu, nu să retape, tocmai că te ajută să ajustezi etapele pe care nu le înțelegi și nu știi de ce, să spunem, ți se întâmplă. Noi nu avem acest concept în Kabbalah, spui întrebarea de ce mi se întâmplă toate numai mie, nu. Te uiți în spate tot timpul la cauza situației cu care te confrunți, ce a cauzat, și bineînțeles iei instrumentul respectiv din cele 72 de nume ale lui Dumnezeu și scanezi astfel încât să eliberezi toată acea energie negativă, tot acel haos care poate s-a instalat la un moment dat în viața ta. Tot ce ai spus tu acum, chiar că se regăsește într-unul din principii în care spune să nu dai vina niciodată pe altcineva sau pe evenimentele din exterior. Așa. Da, foarte fain. Am auzit pe undeva, ți-am zis, mi-am notat așa la tot ce mi s-a părut interesant, despre o anumită zi a iertării. Se practică o zi a iertării în Kabbalah? Da, există, bineînțeles, și ziua iertării și ziua a sufletelor pereche. Există zile negative, zile pozitive. Da, sunt mai multe concepte de genul acesta și ele sunt legate toate de niște evenimente istorice care s-au petrecut de-a lungul timpului cu anumiți cabaliști și atunci s-a luat amprenta acelei zile și s-a lucrat cu ea. Totodată, un concept care mie îmi place foarte mult și care eu îl aplic, practic l-am extins și sfinților noștri din creștinism, pentru că este adevărat. Să nu uităm că Iisus a fost evreu și chiar un mare cabalist. Deci noi am găsit, noi în Kabbalah la universitate am făcut decodificarea Bibliei un an jumătate, adică chiar am stat pe Biblie ca să înțelegem care sunt de fapt sau ce vor să exprime metaforele de acolo. Bineînțeles că sunt codate pentru a nu ajunge la, mă rog, la oricine, pe principiu să nu dai diamante porcilor, da? Da. Așa. Și da, am văzut și am recunoscut în discursul apostolilor al lui Iisus, am recunoscut foarte multe principii care se găsesc din Vechiul Testament, practic, dar care nu au fost revelate cu iubire. Ceea ce a făcut Iisus, de fapt, a adus iubirea ca punct forte în schimbarea percepției umane și de asta a și făcut o revoluție a conștiinței. Ei spun și este demonstrat că în momentul în care un mare suflet, tzadikim îi zic ei, sau sfânt, ca să o traducem în ceea ce știm noi, moare, el își lasă pe pământ amprenta aceea magică de conștiință elevată și atunci poți să folosești ziua respectivă, când el a murit, pentru diferite teme, pentru că fiecare are cât o temă la care a lucrat în viața lui, sau mai multe, dar în general o temă principală. Și atunci sunt anumiți sfinți care lucrează pe o temă, sunt anumiți sfinți care lucrează pe o altă temă și atunci tu în ziua aceea poți să folosești, exact cum am spus, uite, ai dat exemplu mai devreme, pentru iertare, da? Deci există anumiți cabaliști care au lucrat foarte mult și au avut ca și corecție în viața respectivă iertarea și atunci tot ceea ce au lucrat ei, toată acea lumină condensată, de fapt, o putem folosi, ca să spunem așa, noi în viața de zi cu zi pentru a ajuta mai mult să facem iertarea. Ceea ce fac eu în programul ancestral de mentorat, fac mai mult decât atât. Ajut oamenii prin instrumentele pe care le dau să elibereze traumele transgeneraționale și iertarea va veni mult mai facil. Și toată această revelare a luminii divine prin diferite instrumente cabalistice se va face mult mai facil. Și asta mi-am dat eu seama pe propria mea piele, pentru că lucram de 2 ani de zile la o iertare cu o persoană și nu pridideam. Eu și măsor radiestezic și nu numai radiestezic, prin mai multe metode, dar radiestezia, să spunem că e mai cunoscută. Și în momentul în care tot vedeam că nu se face 100, zic, măi, dar unde greșesc? De ce nu fac suficient? Și, de fapt, am găsit răspunsul în Kabbalah, am folosit o zi de acest gen și atunci am învățat să
să mă eliberez de acele traume care mă țineau cumva în loc, în a ierta persoana respectivă. Și bineînțeles că apoi a fost iertarea 100. Și zic, Doamne, cât mi-a trebuit ca să înțeleg lucrul ăsta, dar nu e niciodată prea târziu și de asta îl și șeruiesc cu atâția oameni, pentru ca să nu pierdă timp cum poate am pierdut eu la un moment dat. Super, uite, asta e o informație nouă. Înseamnă că Kabbalah ne ajută și să învățăm să practicăm iertarea, nu doar să ne gândim la ea, ci să o și punem în practică. Deși, așa cum spui tu, de cele mai multe ori e greu. Pentru că, nu știu, sunt obstacole care vin și nu ne lasă să mergem mai departe, pentru că ținem minte tot felul de lucruri care n-ar fi bine să le păstrăm în noi. Dacă unele persoane au așa o îndoială referitoare la menirea lor în viață, poate Cabala să-i ajute să-și dea seama ce rol au pe lumea asta, de ce au venit aici? Da, și este relativ simplu. Bineînțeles, se face partea de prin data de naștere, vezi corecția pe care o are de făcut în viața respectivă și atunci poți să traduci, exact cum am spus prin astrologia cabalistică, poți să traduci care e menirea sa în viață. Și acum, sunt mai multe aspecte, pentru că eu studiez și numerologia și în programul ăsta ancestral am combinat toate aceste științe pentru a avea o imagine mai clară. Și am văzut cum ceea ce se relevă în numerologie, pac, găsesc ca și puzzle în Kabbalah și fac cumva tehnici combinate, special pentru a arăta oamenilor că, și nu că am eu ceva de demonstrat, că vorba aia s-au demonstrat atâtea mii de ani ce face Kabbalah, dar pentru a le face să-i fac pe oameni mai încrezători în această știință fascinantă, eu așa spun. Da. Ce-am mai descoperit-o, cred că tot la tine, din nou spun, Da? despre trei niveluri ale dorinței unui om. Da. Și mi-a plăcut foarte tare. Și tot despre cabala e vorba, pentru că în conceptul cabala există trei niveluri ale dorinței umane. Ne poți povesti puțin despre ele? Mi se pare foarte mișto și chiar merită ca cei care ne aud ne urmăresc să asculte și să integreze informația pe care tu ne transmiți. Da, există mai multe nivele pentru că este foarte important ca să înțelegi exact cum spuneam și ceea ce promovează Kabbalah, nivelul de conștiință la care ești în momentul în care emiți dorința. Sunt oameni care emit din inimă, sunt oameni care emit din minte, sunt oameni care emit din postura de victimă. Și, mă rog, acolo sunt date diferite nivele, chiar vă invit să vedeți acest seminar al meu, este gratuit și mai mult decât atât, este foarte interesant că după acest seminar mi-au venit foarte multe feedback-uri de la oameni care nu realizau, nu conștientizau acest lucru. Și în momentul în care și-au schimbat nivelul de conștiință, aceeași dorință pe care ei se chinuiau să o îndeplinească de ani de zile, pur și simplu, nu că s-a materializat, și-au dat seama unde au de umblat ca să o materializeze și, bineînțeles, câțiva dintre ei au și materializat. Dar aceia care chiar au lucrat la ridicarea nivelului de conștiință. Acesta este legat tot de arborele vieții și ar trebui să stăm o oră să povestim despre asta sau poate chiar mai mult pentru că este foarte fascinant, dar, de fapt, asta ar trebui să rețină oamenii. Totodată, și în cartea mea Dieta Minții, am dat acolo la un moment dat nivelul de șeruire, adică de împărtășire, spuneam acolo de zeciuială, și tot din Kabbalah este luat acest concept că există 10 nivele de a șerui, și asta nu vorbesc numai de bani, ci de a ajuta pe alții. Și aici tot de nivelul de conștiință depinde, pentru că există nivelul de jos în care o faci din obligație, să spunem așa, și există un nivel pe care eu îl practic și mulți dintre cursanții mei au aderat la acest principiu, să-l practice, să dea, fie că e vorba de bani, fie că e vorba de diferite ajutoare, să dea unor oameni fără să știe cine dă. Adică printr-o terță persoană. Și asta mie mi se pare foarte frumos, pentru că poți să ajuți fără a te lăuda. Să zici, uite ce am făcut eu, sau să postezi pe Facebook că ai făcut tu, eu știu ce, act de caritate. Pur și simplu auzi că are nevoie un om și îl dai printr-o terță persoană și terța persoană este sfătuită să nu spună de unde vin toate aceste lucruri. E, în momentul în care ajungi la nivelul ăsta de conștiință, bineînțeles că tu
ce faci? Îți generezi aur spiritual acolo în partea metafizică și atunci tot mai multe resurse pentru a învăța, pentru a cunoaște, îți vor veni ție și celor din jurul tău. A, deci de aici provine, din Kabbalah, provine faza asta cu zeciuiala, că tot așa am aflat că Kabbalah este o înțelepciune care precede orice a apărut după aceea. Foarte fain, foarte fain. Să știi că treaba asta cu zeciuiala poate fi interpretată în diverse feluri și sunt oameni care o interpretează nu corect, așa cum ai spus tu, și mă bucur că ai dus vorba despre asta. Mai avem 5 minute la dispoziție. Și o să te rog să mai contezi tu niște lucruri legate de Kabbalah pe care eu nu n-am apucat să le ating. Aș vrea să explic un pic mai mult despre cele 72 de numele Dumnezeu, pentru că aici se găsesc atât de multe soluții încât mi-ar trebui zile întregi să vorbesc. Eu, pe măsură ce trece timpul, chiar eu experimentez și îmi dau seama, wow, tot acolo am găsit soluția. Cum e posibil să fie atât de multe soluții pentru, sau atât de multe instrumente pentru atât de multe încercări în viață. Și o să dau câteva exemple. Există, de exemplu, numele lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru că toți, mai mult sau mai puțin, ne-am confruntat și chiar în perioada pandemiei am lucrat mai mult decât oricând cu acest nume lui Dumnezeu și este wow, pentru că chiar și-a făcut efectul și se lucrează și la distanță și exact cum spuneam și în la Life University, cel mai frumos este să manifesti și să scanezi acest nume, că tot vorbeam înainte, și pentru persoane care nu știu că faci treaba asta pentru ei. Auzi de cineva, spune mama cuiva că este bolnavă și te duci acasă să-și faci tema, iar se creează aur spiritual pentru tine. Dar fără să spui, uite, vezi că m-am rugat pentru mama ta, vezi că i-am pus o lumânare sau... Nu, pur și simplu te duci acasă, îți faci tema și te gândești la persoana respectivă să fie împuternicită cu lumina care se relevă scanând acest nume al lui Dumnezeu. Iarăși, pentru cei care își caută sufletul pereche, pentru că sunt foarte mulți oameni care, hai că înainte de pandemie a fost cum a fost, dar în pandemie sau au ieșit la suprafață foarte multe aspecte ale relației de cuplu și am clienți care îmi spuneau ele că se chineau de nu știu cât timp să facă copii, dar nu prea se întâlneau pe acasă. Ei, acum au avut ocazia și am mulți copii care s-au născut în pandemie, dar am și cupluri care s-au despărțit pentru că și-au dat seama de fapt că n-au ce căuta împreună. Și acum, bineînțeles că își caută acel om care într-adevăr să împlinească și sufletește, nu numai material, poate, sau fizic. Și este un nume al lui Dumnezeu care se lucrează pe această temă și este fascinant. Apropo de iertare, avem un nume al lui Dumnezeu care este specific pentru iertare. Avem foarte multe variante acolo, dar astea mie mi se par foarte interesante și, bineînțeles, un nume al Dumnezeu care se lucrează pe prosperitate, pentru că sunt oameni care întâmpină diferite situații, nu înțeleg de ce li se întâmplă tocmai lor și atunci, lucrând cu acest nume al lui Dumnezeu, ți se relevă și poate cauza, poate unde nu ai lucrat suficient, poate unde ai scăpat anumite aspecte ale vieții tale unde poate ar fi trebuit să investești lumină și nu ego. Și de asta această formulă a celor 72 de numele Dumnezeu practic îți relevă și cauza de unde poate a pornit haosul din viața ta. Foarte tare asta, foarte tare. După emisiune o să te rog să spui și mie care este numele lui Dumnezeu care mi este alocat în funcție de data de naștere, pentru că mor de curiozitate. Și dacă tot ne-am văzut, tot ne-am întâlnit, tot ne-am cunoscut, chiar vreau să aflu asta. Cum să nu? Cu mare drag. Ce-ar mai fi de spus? Eu nu mai știu ce să ne întreb, că sunt foarte multe chestii pe aici. Ce-ar mai fi de spus? Eu aș invita oamenii să... Sper că le-am stârnit curiozitatea. Să înceapă să citească. Sunt foarte multe materiale și pe canalul meu de YouTube, dar și în general pe Google. Și îi invit pe cei care sunt interesați în programul meu de mentorat ancestral să mă contacteze pentru a le povesti într-o ședință gratuită despre ce putem noi face împreună acolo. Aceia care își doresc cu adevărat evoluție spirituală. Da, foarte mișto. Suntem chiar la final. Mai avem aproximativ un minut. Da.
Eu îți mulțumesc foarte tare că mi-ai trezit foarte mare curiozitate, mi-ai trezit în direcția asta. O să vedem cum o să ce o să fac cu ea. Am reținut câteva lucruri esențiale. Kabbalah ne relevă lecția pe care o avem de învățat în viața noastră. Am mai citit undeva că Kabbalah este un soi de manual de funcționare a sufletului și mi-a plăcut foarte tare. Exact. Și ce am mai spus eu la început, faptul că Kabbalah învață omul cum să gândească și nu ce să gândească, asta e foarte, foarte important, pentru că modificându-ne stilul de gândire, putem să aducem o schimbare în lumea asta, schimbându-ne pe noi, așa cum spuneai și tu, și cum spune Mahatma Gandhi, fi tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Tu ai reușit asta și încă lucrezi la treaba asta și foarte mișto și felicitări. De-abia aștept să ne mai vedem, pentru că am descoperit pe canalul tău de YouTube tot felul de lucruri pe care le-ai vorbit în tot felul de workshop-uri și chiar pe pagina ta. Cred că pagina ta este adinamunteanu.ro, nu? Moldoveanu.ro, da. Moldoveanu.ro. Acolo sunt toate lucrurile astea. Le poți urmări dacă cine dorește. Le poate urmări pe YouTube, dar și la tine pe pagină. Sunt foarte interesante. Eu o să trec prin ele și dacă timpul ne va permite de acum înainte, o să ne mai vedem discutând cu mare despre drag. Una. Sunt onorată. Mulțumesc de invitație. Eu îți mulțumesc foarte tare pentru că ai fost alături de mine. De-abia aștept să te cunosc și așa, nu doar pe Zoom, dar o să vedem când o fi vremea, se va întâmpla și lucrul ăsta. Îți mulțumesc! Toate bune! Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit. Sper că v-am trezit interesul și o să căutați imediat după emisiune, repede, repede, pe Google, câteva informații despre Kabbalah. Eu zic că merită și dacă numai doar o idee vă faceți și vă formați o părere despre această știință. Iar dacă vreți mai multe despre numele lui Dumnezeu, pe Life University, Adina are un masterclass, intrați acolo, vă uitați, faceți ce vreți voi, dar eu zic că din nou merită. Toate bune, vă doresc o seară cât se poate de plăcută și liniștită și doresc să ne vedem cu bine săptămâna viitoare, tot într-o seară de joi. La revedere! Cine ești? Ce ești? Și ce-ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.